Fermierii din județul Brașov care au fost selectați în eșantionul de control pentru anul 2019 sunt verificați în această perioadă de către inspectorii Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Brașov. Acțiunea de control care se va finaliza la 30 septembrie 2019 vizează 1525 de fermieri, inspectorii APA verificând 14600 de parcele de teren. Pentru anul 2019, aproape 16.000 de fermieri din județ au solicitat subvenții pentru o suprafață aproape de 190.000 de hectare. Inspectorii serviciului de control vor verifica dacă fermierii care au solicitat subvențiile au respectat procedurile legale și dacă există concordanță între datele declarate în documente și respectiv situația din teren. În cazul în care există neconformități, fermierii riscă să piardă subvențiile și să nu mai primească banii timp de 3 ani, potrivit unui comunicat de presă al APIA Brașov.